SC Macofil S.A. reprezintă o tradiție de peste 30 de ani în producerea materialelor de construcții, fiind înființată în 1979 sub denumirea de IMC Târgu Jiu ca necesitatea dezvoltării construcțiilor de blocuri în orașele Târgu Jiu, Rovinari și Motru. A început activitatea cu o secție de produse ceramice din argilă arsă, secția ceramică, preluată de la actuala societate La Farge Romcim Târgu Jiu, cu o linie tehnologică pentru fabricarea elementelor de zidărie și o linie tehnologică de fabricare a țiglelor. În anul 1990, IMC Târgu Jiu a devenit SC Macofil S.A. Societatea s-a preocupat tot timpul de dezvoltarea și consolidarea relațiilor comerciale cu partenerii interni și externi. SC Macofil S.A. se află în Târgu Jiu, pe strada Componentă Bârsești, numărul 138, în județul Gorj. Dar mai multe amănunte despre această firmă ne oferă directorul general de la Macofil, Ion Dumitru. Spuneți-ne, domnule director, cum ați început această afacere Macofil? În momentul acesta sunteți un agent economic foarte important la nivelul județului Gorj, foarte cunoscut la nivel național chiar. Da. Propriu-zis, nu pot să spun că am făcut o afacere, afacerea mea. Vreau să spun câte ceva despre firma pe care o reprezint, pe care o conduc. Este vorba de Macofil, societatea comercială Macofil Târgu Jiu, care de fapt a luat ființă prin transformarea societății comerciale a fostei industriei republicane, care era întreprinderea de materiale de construcții Târgu Jiu. La rândul ei, întreprinderea de materiale de construcții în Târgu Jiu și a început activitatea în anul 1980 prin preluarea unor capacități de producție de la întreprinderea de prefabricate din beton Craiova, de la combinatul de lias și asbociment Târgu Jiu și de la întreprinderea de exploatare agregate Drăgășani. De fapt, Ministerul Economiei Forestiere, prin Centrala Materialelor de Construcții, a dorit atunci să facă o unitate teritorială care să preia întreaga producție, să facă unitar materialele de construcții din acest județ. De fapt, a fost perioada de avânt a construcțiilor. Principala sarcină a întreprinderii a fost, de fapt, construcția de locuințe. În 1980 s-a și pus în funcțiune o fabrică de panouri mari pentru locuințe, capacitate 65.000 de metri cubi pe an panouri. Pe lângă capacitatea aceasta de prefabricate, s-a preluat de la combinatul de lea și asbociment fabrica de produse ceramice, care producea cărămidă și țiglă din argilă. V-am spus, din cadrul întreprinderii de exploatare agregate s-a preluat cariera Meri, care producea agregate din granit, s-a preluat balastiere de la Runcu, Saltul Răchiț, din Cărbunești, din Bărbătești și din Țânțăreni și de asemenea două fabrici de cărămidă de la Bâlteni și la Târgu Cărbunești. Unitatea avea peste 1000 de salariați, un volum foarte mare de activitate. Numai că după Revoluție, după 1989, odată cu noua orientare în materiale de construcții, în construcții în general, s-a renunțat în primul rând complet la panourile mari pentru locuințe și principala capacitate care era aici de panouri mari a trebuit să se reprofileze. S-a reprofilat din mers, a început să facă elemente necesare noului sistem de construcție și noilor beneficiari, pentru că, de fapt, economia s-a privatizat, mari constructori au pornit pe diverse linii, mă refer la domeniul petrolier, partea energetică și construcția de locuințe, de asemenea. Construcția de locuințe care, la început, a mers în pașii mărunți, de fapt, ne adresam mai mult pieței libere. Curtea era plină de persoane fizice care veneau după cărămidă, după țiglă și după mici prefabricate. Ajunsesem în 1990-91 să programăm clienții la 6 luni, până la urmă am ajuns și la un an. Adică peste un an putea să vină să-și ia cărămidă sau țiglă. Asta a mers cât a mers, până în anii de boom.
Când, de fapt, au intrat pe piață și alții producători din afară, cu o calitate superioară calității pe care o produceam noi în capacitățile vechi, a trebuit să ne adaptăm, a trebuit să facem investiții. Am reușit să ne adaptăm pieții, numai că atunci când am ajuns la nivel european, pot să zic, în special la materiale de zidărie, a venit și criza. S-a oprit și construirea de locuințe. S-a oprit construcția, ce se întâmplă? A încetat construcția de locuință în sistemul acesta individual. Adică au dispărut acele persoane fizice care își cumpărau pentru o casă, pentru o anexă și s-au dezvoltat antreprenorii în construcții și magazinele mari de materiale de construcții. Dacă vă spuneam că înainte aveam aici... Aveați programării de 6 luni sau 4 luni, acum... Acum ce sunt asta cu programarea? Vreau să vă spun de clienți, că nu mai sunt persoane fizice, acum sunt mari depozite, mari constructori. Iar apropo de programare, ce mult ne-am dorit ca să facem acum programare măcar la câteva zile. Acum umblăm după clienți, acum suntem în situația de a lucra la cel mult 80% din capacitate și asta pentru că piața nu poate să preia mai mult. Câți angajați aveți în momentul acesta? V-am spus mai devreme că întreprinderea avea peste 1000 de angajați. Ulterior, nu am precizat, dar în afară de lipsa de cerere pentru prefabricatele mari, a scăzut și lipsa de anumite produse. De exemplu, fabricile la Cărbunești, la Bărbătești, erau, de fapt, niște fabrici rudimentare care nu mai realizau un produs competitiv pe piață. N-a mai fost cerere, nu merita să mai ținem oamenii. De fapt, le-am vândut la niște întreprinzători, de s-a redus o parte din personal. După aceea, balastierele n-au mai putut lucra pentru că dacă înainte aveai nevoie de balast, intrai în râu și luai și produceai, acum odată cu noile norme în mediu, nu se mai poate exploata din albia râului. Deci ne-am restrâns această activitate și ne-am reorientat către alte domenii. Am ajuns în așa fel încât din cei 1000 de salariați să avem acum numai în jur de 300. Dar vreau să mai specific ceva. S-a redus și datorită introducerii unor tehnologii noi, moderne. Dacă la secția ceramică în anul 1980, când am preluat-o noi, lucrau undeva la 350-400 de persoane și produceau, de exemplu, 30 de milioane de cărămizi echivalentul acela câte cărămida forma normal. Acum, cu 30 de persoane, producem 85, aproape 90 de milioane. Nu producem numai cu ei, de fapt e vorba de tehnologie. V-am spus mai devreme că am făcut niște investiții și, din păcate, le-am terminat tocmai când a început criza. Din păcate, pentru că nu le putem folosi la capacitatea la care pot lucra ele. Dar au o productivitate deosebită, o calitate la nivel european. De fapt, nu că mă laud, dar produsele noastre sau constructorii îmi spun, chiar dacă știu cine sunt sau nu știu cine sunt, domnule, da, e de la Târgu Jiu, să știți că e o cărămidă bună. Da, cărămida de la Macotine este foarte bună și foarte apreciată. Ce vă reprezintă? De ce? Aveți un secret, ceva, nume? Păi, secrete probabil că sunt mai multe. Unul, și nu e de neglijat, e tradiția. Oamenii care i-am preluat odată cu secția, mulți au ieșit la pensie de aici. Mulți avem sau au format alte persoane. Deci, în primul rând, este tradiția. După aceea, e materia primă. Niciodată nu am... Adică am încercat să ne respectăm clienții și să le dăm
un lucru bun. De fapt, cu produsele noastre se construiește, o își construiește o mucasă sau își face o linie electrică sau un pod sau o autostradă. Deci nu ne putem abate de la acesta. Sunt normele, adică întreprinderea lucrează după norme europene. Avem ultimele standarde în vigoare, implementate. Preocuparea asta este ce se întâmplă. Dacă nu ții pasul cu ce e pe piață, dispari. Tehnologia modernă, vorbesc, e vorba și de pasiune pentru a face lucruri bune, așa cum spuneați dumneavoastră, în primul rând să păstrați tradiția. Vrem să păstrăm tradiția, încercăm să ne menținem în continuare un personal competent, să-l pregătim. Din păcate, probabil că toată lumea o simte și nu o spun numai eu, o spun mai mulți, tinerii care vin nu sunt pregătiți să ducă mai departe ceea ce am început noi și alții. Foarte greu să selectăm. Sunt și care vor să învețe, în schimb foarte mulți nu au bază. Nu au bază, din păcate școala nu le mai dă o bază. Înțeleg că ministerul, mă rog, politicienii, toți se angajează că schimbă ceva în învățământ. Dar văd că nu se schimbă în bine, vorbesc din punctul nostru de vedere. Dar acele școli profesionale, exact. Lipsesc meseriile de bază. Căutăm acum, suntem într-o lipsă de fierari, betoniști. Avem elemente de serie, dar totuși noi nu refuzăm niciun produs. Dacă vine un client și aduce un proiect nou, un element nou, care și merită, are câteva zeci sau sute de bucăți, îl facem tipar și îl facem. Asta înseamnă că deja nu mai e de serie, că fierarul acela trebuie să lucreze după proiect și să lucreze și în ritmul în care trebuie. Deja nu mai știe să țină cheia în mână, să nu mai știe desen tehnic. Am vorbit cu persoane de răspundere din învățământ și zic, domnule, încercați să impune sau să cere să se înființeze acele școli profesionale. Eu nu am făcut liceu de construcții, facultate de construcții. Din liceu de construcții, când am plecat, știam să zidesc, știam să aplic o tencuială manuală, nu mecanizat sau altcumva pe perete, dar aveam maestri instructori care ne spuneau un amănunt ce avem de făcut și în atelierul nostru școală era o grămadă de cărămizi, erau toate instrumentele unui constructor și pe fiecare la sfârșit cu examen trebuia să demonstreze că știe să le folosească. Da, din păcate în momentul acesta nu mai avem nici măiști, nu mai avem nici ateliere. Am înțeles că din toamnă există posibilitatea școlii Gorjului să fie înființate peste 500 de locuri în școli profesionale. Din păcate discuția este mai veche și bine ar fi să se realizeze. Cum am discutat și cu cei din învățământ, trebuie să fie atent, foarte atent la formatori. Da. Vă spun că și eu am participat la cursul de formare și eu sunt formator, dar mi se pare superficial forma aceasta de a forma formatorii ca la rândul lor să formeze meseriași. Eu v-am spus mai devreme că am început să-mi pierd crederea în tinerii care vin și la care trebuie să le predăm ștafeta. Căutăm de mai mulți ani un inginer constructor, de exemplu, competent, la care să putem să-i dăm ștafeta mai departe. Căutăm tehnicieni și maestri. Vă spun că în ultima perioadă, de fapt, cea mai bună achiziție a noastră în materie de supraveghetor, de conducător de proces, a fost un maestru pe care l-am promovat din lăcătușii noștri. Un băiat serios care a fost interesat să învețe în școală și interesant să învețe de la ceilalți. Ar trebui ca școala să găsească niște formatori serioși și să aibă un program care să fie bine pus la punct și nu în ultimul rând ca toată lumea din învățământ să se mobilizeze și să învețe copiii, să învețe, să-i disciplineze. Aș vrea să vă întreb, de-a lungul anilor, care a fost cel mai complex, cel mai dificil proiect la care a trebuit să lucrați?
Și de ce a fost dificil, de ce a fost complex? Nu știu, poate ați avut un anumit timp în care să-l faceți. Să știți că îmi puneți o întrebare, mă rog, la timp aș putea spune, pentru că de fapt eu sunt aproape de pensie. Am venit în această unitate când jumătate din ea era acoperită cu porumbi. Majoritatea secțiilor le-am făcut aici, unele pe platformă betonată, am betonat-o noi, am făcut tiparele, am ridicat și le-am construit. Au fost foarte multe provocări, să știți, între timp. Când știam că veniți, mi-am amintit când venea Domozină de la Radio Craiova și mi-a luat odată un interviu și l-a dat la radio și în câteva minute m-am pomenit cu primul secretar Negreț, care mai să mă bată, de ce am dat lui Domozină interviu fără să-l anunț pe el. Și zic, scuză-mă că n-am știut că trebuie asta, dar de acum încolo vă cer permisiunea. E, dumnealui era prin secretar, era interesat, pentru că mi-am amintit numele lui și apropo de ce m-ați întrebat, venea aici la câteva zile, sta 2-3 ore și zicea, ce mai, cu ce te ajut? Erau foarte multe probleme ca să pui o fabrică în funcțiune, o fabrică, mai multe fabrici de fapt, să fac o unitate de tipul ăsta. Odată punea în funcțiune. După aceea, apropo de meserie, au fost, hai să zicem, capacitatea asta nouă, care a costat aproape 10 milioane de euro, care trebuia să producă, pentru că trebuia să rambursăm banii. A fost o serie întreagă de provocări, nu numai pe partea de constructor, meseria mea, dar, mă rog, prin funcția pe care o am, trebuia să reușesc să-i adun pe tot, și mecanici, și automatici, și electricieni, și români, și nemți, că fabrica este livrată de Uniunea Europeană. Și italieni, și am reușit să o facem și am reușit să o pornim. Spuneați că vă apropiați de pensie. Dacă ar fi să vă întoarceți în trecut, să o luați de la început, tot aici v-ați vedea. Vedeți, am terminat liceul de construcții, facultate de construcții, și împrejurările m-au făcut să ajung în materiale de construcții. Cred că asta am făcut, asta nu pot să spun că nu mi-a plăcut, pentru că poate și din familie, tatăl meu era foarte, și bunicul era foarte bun meseriaș. Meseria pe care o făcea atunci în afară de agricultură erau construcțiile. După aceea v-am spus că am avut dascăli foarte buni, de asta zic eu că trebuie să avem formatori foarte buni în meseriile acestea. Tot timpul am făcut asta, am după 2 ani de stagiatură cu aprobarea directorului general al centralei am fost numit forțat, cu toate că n-am. A zis, domnule, nu vreau să fiu șef de secție pentru că nu am vechimea și nu sunt pregătit. Și am zis, lasă-o cum să înveți. Te învață ceilalți. După aceea, din 85, sunt inginer chef, după aceea am fost director tehnic și, mă rog, am preluat de un timp funcția de director general. Deci asta am făcut și probabil că aș face în continuare, dacă aș lua-o de la început, tot asta. Da. Societatea a reușit așadar în decursul anilor, printr-o echipă managerială ambițioasă și bine pregătită, printr-o tehnologie și idei deosebite, să facă produse de cea mai bună calitate în funcție de condițiile pieții. La ora actuală funcționează cu 2 linii tehnologice de fabricație a elementelor de zidărie din argilă arsă, respectiv linia tehnologică veche pentru formate mici și linia tehnologică nouă pentru formate mari. Produsele Macofil sunt certificate în conformitate cu toate standardele în vigoare și pot fi găsite în toate zonele țării. Acestea sunt recomandate de toate firmele de construcții cu tradiție pentru calitățile lor tehnice și prețul scăzut.